Important, spre exemplu, Elon Musk, vă dau așa ca în paranteză, a anunțat zilele trecute că în cazul în care un producător de conținut video care se urcă pe platforma Twitter decide din vari motive să migreze către o altă platformă la un moment dat, Twitter îi va permite să ia cu el baza de date, adică followers-ii, dacă el a colectat adresele de e-mail ale followers-ilor. Asta este un lucru extraordinar. Nici o altă rețea de socializare în momentul de față sau de difuzare de conținut video nu îți permite în acest moment să zici plec de pe Facebook și vreau să-mi iau cu mine urmăritorii de pe Facebook să-mi mut pe Telegram sau să-mi mut pe Twitter sau nu știu ce. Da? Sigur, dacă și ei vor, dar iau conturile acolo ca să mă urmăresc. Elon Musk a zis nu. Vă urcați aici, produceți content video și eu sunt convins că Twitter-ul va deveni un competitor extraordinar de mare al rețelelor clasice de tip Facebook sau YouTube în momentul ăsta. Pentru că vorbesc de clientele